Anici 100 de zile de la învestirea în funcția guvernului au loc primele demisii din cabinet. Adjunctul premierului Natalia Gavrilița, responsabil de reintegrare, Vlad Culminski, și-a anunțat plecarea. Decizia vine la o zi după ce vicepreședintele Parlamentului, Mihai Popșoi, a declarat la o emisiune TV că în scurt timp vor avea loc remanieri guvernamentale. Vicepreședintele Partidului Acțiune și Solidaritate, Mihai Popșoi, a anunțat joi despre posibile remanieri guvernamentale, fără a menționa însă care sunt miniștrii vizați. S-ar putea să fie anumite remanieri guvernamentale. Serios? Da. Pică vreun ministru, da? S-ar putea să fie unele remanieri guvernamentale. În scurt timp. În scurt timp. La o zi distanță, adjunctul premierului Natalia Gavrilița, responsabil de reintegrare, Vlad Culminski, a demisionat. Este prima demisie în guvernul condus de echipa Partidului Acțiune și Solidaritate. Demnitarul a anunțat că renunță la funcție din motive personale. Evenimentele recente din familie cer prezența mea fizică practic non-stop, ceea ce nu mai permite să mă dedic în continuare pe deplin sarcinilor funcției deținute, a declarat fostul demnitar. Anterior, președintele Maia Sandu a făcut un anunț pe rețelele de socializare prin care cheamă oamenii să se angajeze la stat. Într-o postare pe Facebook, i-a publicat că executivul este în căutare de oameni profesioniști și integri, alături de care să transforme Republica Moldova. La concurs au fost scoase aproximativ 30 de funcții în diferite instituții subordonate guvernului.